dumneavoastră, așa că mă voi și purta ca acasă. Am în mijlocul nostru avem un frate din Germania. El este din o adunare de acolo, din Zeisenhausen, și vreau să vă spun că este un prieten de-al nostru, este tâmplar de meserie și este pensionar, și Dumnezeu i-a pus pe inimă să ne ajute în lucrarea pe care o facem aici în țara noastră. Dumneavoastră cunoașteți că lucrăm între romii din țara noastră, rudarii de aici din zonă, și avem un mic atelier de tâmplărie în Valea Corbului. Vreau să vă spun că ținta și dorința noastră este ca oamenii care îl primesc pe Domnul Iisus în inima lor să aibă posibilitatea să și trăiască cu Domnul Iisus. Este un lucru frumos să-L cunoști, să te pocăiești, e frumos să te rogi, să cânți Domnului, dar este nevoie să trăiești cu Domnul. Și noi am văzut că pentru mulți tineri din satele acestea, care locuiesc oarecum, pot să spun, defavorizat, departe de multe ori de oraș, ei nu au șanse cum au cei care locuiesc într-o comună unde este școală, unde este posibilitatea ca ei să se dezvolte, sau aproape de oraș unde pot să învețe o meserie. Și de aceea am spus că căutăm să-i învățăm la ei acasă. Așa am făcut un atelier acolo. Fratele Alfred a fost unul dintre cei care a avut de la început această viziune. Am cumpărat agregate pentru ce se prelucrează lemnul și ne bucurăm că an de an, deja de vă câțiva ani, el vine în țară să le arete tinerilor cum se lucrează. Am avut un timp, o săptămână puternică de dimineața, el este bătrân, are deja 72 de ani, dar vreau să vă spun, a fost viteaz. Dintre toți, parcă a mișcat cel mai bine, sprâns spre rușinea mea, dar era râvna și dragostea de a împărtăși ceea ce știe, ceea ce cunoaște celorlalți. Și vreau să vă spun, avem tineri minunați între rudarii de acolo, oameni care sunt dispuși să învețe, care altădată trăiau în sărăcie luce, vă spun, când lucrarea a început acolo, hainele lor miroseau atât de urât încât parcă pe stradă când stăteai lângă el simțeai mirosul acesta. Astăzi este o adunare care crește, scumpii mei, și a dispărut mirosul acela. Ei au învățat să trăiască o viață nouă, dar am văzut cât de important este ca ei să poată să-și câștige pâinea aceea de toate zilele. Și cu atelierul acesta n-am făcut noi cea mai mare ispravă, dar îi mișcăm pentru ca ei să vadă că pot să facă ceva. Și vă spun, când le văd încântarea și dorința de a face, inima mea crește. Aș vrea să fie, pe lângă altele motive ale dumneavoastră de rugăciune, să fie și oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi iubește atât de mult. Alfred, el are familie, are și el îndatoriri acasă, și în drum spre adunare spunea la noi, nu este doar așa căci am venit aici, noi când ne întoarcem, când mă întorc, trebuie să recuperez ce am lăsat și nu s-a făcut în timpul acesta. Știți dumneavoastră vorba aceea, ce ai de făcut, fă până mergi în pensie, că după aia nu mai ai timp. Așa mi-a spus cineva, nu știu dacă potrivește. Nepoți, alte activități, adică mă bucur însă când oameni ard pentru gloria lui Hristos. Am fost ieri la o nuntă și era o sală atât de frumoasă. Și spunea fratele, eu mă simt împlinit la copiii aceia săraci, în satele acelea depărtate. Acolo simt că Dumnezeu m-a trimis. De aceea eu mă bucur că avem în familie, în familia noastră mare, și astfel de oameni care se desprind din Germania, nu să meargă la Mallorca sau nu știu unde, în alte locuri frumoase să-și petreacă un concediu, ci care își pun la dispoziție timpul lor pentru a sluji altora. Slăvit să fie Domnul! Eu îl provoc, el a spus că eu nu predic, dar sunt unii care predică prin faptele lor, și de multe ori predicile acestea sunt atât de răsunătoare și puternice încât lucrează ceea ce vrea Hristos, Domnul nostru. Alfred, cum? Dar
spun cinstea toată a Domnului. El e numai rob, are stăpân bun. Ia. Deci, germană numai nora noastră. Ich möchte Jesus danken. Eu doresc să mulțumesc Domnului Iisus. Căci pot să fiu și eu aici în mijlocul dumneavoastră. Ich danke euch auch für die Gebete, wie wir schon gehört haben. Vă mulțumesc chiar și pentru faptul că împreună ne-am rugat. Und es gibt immer wieder neuen Grund zu danken. Și să știți că mereu și mereu găsim motive de a mulțumi Domnului. Und das ist mein tiefes Bewegen. Este ceea ce mă mișcă în adâncul meu. Dass ich Jesus danke darf, ca să pot să mulțumesc Domnului Iisus. Das wieder ermöglicht hat, dass ich hier sein darf. El a pregătit aceasta să pot să fiu aici. Möchte euch alle recht herzlich grüßen. De aceea vreau să vă transmit salutări din inimă. Von unserer Gemeinde, Deutschland. Din partea adunării noastre din Germania. Und ich habe gerade so diese Woche was Sonderbares und was einfach ergreifliches erlebt diese Woche. Și în săptămâna aceasta am trăit lucruri care m-au mișcat profund. Was Gott doch immer wieder tut. Ceea ce lucrează Dumnezeu mereu. Wenn wir uns in seinen Bahnen bewegen. Atunci când noi umblăm pe căile sale. Wenn wir in seinem Willen bleiben. Când noi rămânem în voia sa. Und immer das tun, was er für uns vorhat. Când noi facem ceea ce el a pregătit pentru noi să facem. Weil er immer wieder nur gute Gedanken. Fiindcă gândurile lui sunt doar bune pentru noi. Und weiß, was uns gut tut. Și el știe ce ne vine nouă cel mai bine. Und das darf ich diese Woche in Rumänien wieder erleben. Și lucrul acesta l-am trăit și în săptămâna trecută aici în România. Ganz neu. Într-un mod nou. Ja, wir haben auch schon drüber geredet in Valea Corbului. Noi vorbeam despre Valea Corbului. Ob es nächstes Jahr, wo ich wieder kommen kann. De 6 ani când pot să vin. Und dann habe ich gesagt, wenn Gott will, ja. Și le-am spus lor dacă Domnul voiește. Und jetzt hat gerade mein Bruder Robert, der hat mich ein Jahr älter gemacht. Robert m-a făcut un an mai bătrân. Also darf ich jetzt auch schon einplanen für nächstes Jahr, weil dann wäre ich 72. Așa că mai planific și la anul, că numai atunci voi face 72 de ani. Das nur zur Bemerkung. Doar așa o remarcă mică. Aber ich möchte kurz sagen, diese Tage haben mich neu gestärkt. În zilele care le-am petrecut aici am fost întărit personal. Nach Geist, Seele und im Leib. În duh, în suflet, dar și în trup. Mit 12 Stunden Arbeit, also. Cu 12 ore de lucru. Und die Nachtruhe war kurz. Și nopțile erau scurte. Durfte man doch immer wieder neu die Kraft Gottes spüren. Am putut să simțim puterea lui Dumnezeu care ne-a fost dăruită totdeauna într-un mod nou. Und so haben wir 3 arbeitsreiche Tage. Am avut 3 zile pline de lucru. Mit dem Herrn erlebt. Și am trăit aceste zile cu ajutorul lui Dumnezeu. Mit den neuen zum Teil auch Mitarbeiter. Și am avut unii din frați care erau de prima dată cu noi acolo. Și am petrecut un timp foarte binecuvântat. Und der Höhepunkt war dann am Freitagabend. Ce a fost culminant a fost vineri seara. Ich war der einzige Deutsche. Eu am fost singurul german acolo. Von 120 oder 150 Leute. Și erau cam 150 de oameni. Und ich konnte ja niemand übersetzen. N-am avut pe nimeni să-mi traducă. Aber Jesus hat mich übersetzt. Dar să știți că Domnul Iisus a tradus pentru mine. Die rumänischen Gebete in mein Herz. Rugăciunile acelea în limba română au intrat în inima mea. Und zum Schluss dann, wo wir alle zusammen gebetet haben. Și când noi ne-am rugat cu toți împreună. Vorgestanden dann und hab dann gebetet, also die Marianne, der Pastor. Am fost acolo, au fost mulți care au venit și s-a rugat fratele Marian pentru ei. Und hat dann vorgerufen, wer Gebet wünscht. Au fost chemați în față cei care au dorința să fie susținuți în rugăciune. Und dann sind live vorgelaufen, Frauen, Männer, Jugendliche. Și erau foarte mulți bărbați, femei care au venit în față. Und dann hat sie mir Kaiser Alfred. Du kannst auch vor, du brauchst auch wieder was. Și în mine spunea o voce, Alfred, și tu ai nevoie, du-te și tu acolo. Und bin gleich dem
dem Herzensruf folgt. Și am urmat îndemnul lui inimii. Und so eine Liebe erlebe. Și am trăit o dragoste atât de profundă. Mit Bruder Christi. Împreună cu frații de acolo, Cristi, Bruder Crinus, și altul Crinu, care au venit și s-au rugat peste mine și au lăudat pe Domnul. Und wenn wir auf heißem Boden gewesen wären, also so hätten wir die Tränen, die viele, wir hätten jeder sehen können, wo wir geweint hätten. Dacă ar fi fost o podeaua sau așa, am fi putut să vedem lacrimile care au curs. Und das ist die Liebe Gottes, wo uns in unser Herzen schenkt. Aceasta nu este altceva decât dragostea lui Dumnezeu pe care El o dăruiește în inimile noastre. Und wenn wir treu sind und gehen des Dacă ein, noi suntem credincioși și mergem calea cu El, und dann füllt uns es. El ne umple pe noi. Weil es so heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Așa mi este spus, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben, Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit, der uns gegeben ist, care ne-a fost dăruit nouă. Und er ist von ihm ausgegeben. Duhul Sfânt ne-a fost dăruit de la Domnul. Wir müssen ihn nur in uns aufnehmen. Noi trebuie să-l primim în noi. Und dann geht's auch weiter. Dann și atunci va merge viața mai departe. Wäre alle angesteckt. Alții vor fi aprinși și ei. Und das durfte ich auch heute Morgen schon erleben. Și lucrul acesta l-am trăit și în această in der Einheit des Geistes füreinander einstehen. Unitatea aceasta Duhului, ca noi să ne susținem unii pe alții. Dann wirke nicht wir, sondern der Geist und die atunci, Kraft des Heiligen Geistes wirkt in uns. Lucrăm, ci este puterea Duhului Sfânt care lucrează prin noi. Ja, und ich danke unserem Herr Jesus, eu mulțumesc Domnului nostru Iisus, dass ich auch heute wieder so gefüllte Gemeinde sehen darf. Și astăzi îmi este dat să văd o adunare plină, wo in seinem Willen geht. Oameni care merg în calea Domnului, und in seinem Willen das Wort Gottes verkündigt. Și unde se vestește în locul acesta cuvântul und Domnului. Und für das möchte ich herzlich danken. Și pentru aceasta vreau să mulțumesc din inimă. Segnen im Namen Jesu. Și vreau să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus. Dass die Einheit und die Liebe bei euch noch wächst, also pentru ca unitatea și dragostea să crească și la dumneavoastră și la noi. Weil das ist das Wichtigste, was wir brauchen in der Gemeinde, dass die Einheit da ist. Este cel mai important lucru de care avem nevoie în adunările noastre, să fim uniți. Und die Einheit schafft die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. În unire este adevăr și adevărul ne face slobozi. Eu doresc aceasta tuturora. Dankeschön. Și mulțumesc. Doresc să vă spun că eu cu zilele și cu sărbătorile nu le am chiar așa cum ar trebui să aibă probabil fiecare sau nu știu, dar am înțeles că-s florile astăzi. Duminica viitoare vor fi Paștile. Oi, și eu am uitat lucrul acesta. Și Domnul nu mi-a spus, acum ce va fi, oare n-am fost eu călăuzit bine? M-am gândit că o să-mi vină rândul. Am vrut să împing la Norbert, dar el a zis, tati, eu sunt tare obosit, îl păresc acum pe ficiorul meu. Dar dorința mea este, scumpii mei, ca Duhul Domnului să fie Cel care să ne miște inimile noastre. Am spus și eu m-aș bucura să ascult, dar când este nevoie, vreau să fiu gata și să spun ceea ce este pe inima mea. Dacă ne gândim și vedem la ceea ce s-a întâmplat în ziua în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, citim în Matei capitolul 21 și din pasajul acesta, din evenimentul acesta deosebit, voi citi doar versetul 10, Matei 21:10. Când a intrat Iisus, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Și fiecare zicea, cine este acesta? Când Iisus a intrat în cetate, Biblia ne spune și Matei ne relatează că toată cetatea s-a pus în
mișcare. Și s-a născut o întrebare în toată cetatea, era un vuiet, era o întrebare, și anume, cine este acesta? Cine este acesta? Unii au primit cu laude, cu osanale, cu ramuri de finic și cu aplauze probabil. Și chiar cei care au fost acolo și au aclamat cu atâta putere, avea să se dovedească că nici ei nu știau întru totul cine este acesta. Noi știm, este împăratul împăraților, este cel despre care profeții au spus că el este smerit, și așa că și intrarea în Ierusalim avea să fie în această atitudine de smerenie, călare pe mânsul unui măgăruș, smerit a intrat împăratul. În mintea oamenilor însă, un împărat trebuia să fie dur, să fie viteaz, luptător, să știe să mânuiască sabia. Dar împăratul acesta avea o forță care era mult mai mare decât al vitejilor lumii acesteia. Arma lui era dragostea, slăvit să fie Dumnezeu, care astfel de împărat a trimis să vină în lumea aceasta. Întrebarea aceasta, cine este acesta, este o atitudine care de multe ori, inconștient sau conștient, își pun și astăzi mulți. Ceea ce este minunat este faptul că răspunsul la această întrebare de multe ori este văzută în viețile care le trăiesc cei care sunt supuși ai împăratului acestuia. Vreau să vă spun că chemarea noastră este ca noi să fim martori ai împăratului acestuia. El este acela care atunci a intrat în Ierusalim, și el este acela care vrea ca și târgoviștea să fie pus în mișcare. Amin? O, spunea odată un frate din Germania, fraților, întreba el în adunare, dacă adunarea noastră s-ar desființa, ar ști cineva din orașul nostru? Ar băga cineva de seamă? Și la întrebarea aceasta m-am gândit, oare cât de mare este influența noastră sau efectul trăirii noastre în această lume? Oare prezența noastră și trăirea noastră este așa cum a spus Domnul Iisus, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului? Unde nu este lumină, se observă? Unde nu este lumină, este întuneric. Și de multe ori oamenii care zac în întuneric, cum spune Biblia, nu cunosc lumina. Dar când apare lumina, Biblia ne spune, lumina este mai puternică decât întunericul. Și chiar dacă noi suntem puțin la număr, dorința mea este ca să se știe de noi, ca oamenii care trăiesc în jurul nostru să vadă lumina noastră, și dacă noi n-am mai fi, să simtă că ceva lipsește. Avem dorința aceasta. O, scumpii mei, noi nu suntem aici într-o mănăstire, noi suntem aici în casa lui Dumnezeu, în atelierul lui Dumnezeu, unde vrem să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne prelucreze inimile, ca noi, plecând de aici, să îndeplinim sarcina pe care am primit-o de la Domnul nostru. Cetatea a fost pusă în mișcare. Așa se întâmplă unde intră Evanghelia într-o familie. Știți ce se întâmplă? Se pune ceva în mișcare. Și am spus, este de dorit să vină suflete la mântuire, fiindcă prin sufletele care se întorc la Hristos se pune ceva în mișcare. Aș dori ca într-adevăr Duhul Domnului să lucreze aceasta cu putere în timpul cât ne-a mai rămas să trăim pe pământul acesta.
am vrea ca harul lui Dumnezeu să fie la lucru și noi să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, fiecare în locul, în slujba, în sarcina pe care am primit-o. Fratele nostru ne este o pildă în dimineața aceasta și vreau să vă spun, nu doar predicatorii deosebiți și cântăreții deosebiți sunt nevoie în lucrarea lui Dumnezeu sau prorocii Domnului. De multe ori oamenii se strâng când vin astfel de oameni cu daruri în privința aceasta, dar înaintea lui Dumnezeu fiecare este valoros, fiindcă darurile le-a împărțit El, al Lui nume să fie glorificat. Noi avem nevoie să ne strângem la olaltă aici, fiindcă avem nevoie de fiecare. Nu e nevoie doar de predicatori și cântăreți și oameni care fac lauda și închinarea, e nevoie de fiecare. Prezența fiecăruia aduce ceva împreună aici în locul acesta. Și dacă noi toți ardem pentru Hristos, atunci noi o să fim o putere reală, o putere care va avea influență în afară. V-am spus la început, am avut ocazia aceasta în decursul anilor să văd sate întregi schimbându-se prin faptul că oamenii și-au deschis inima pentru Evanghelie. Dar vreau să vă spun că avem și locuri în care de mai mult de 10 ani lucrăm și oamenii și-au închis inima pentru Evanghelie. Sunt oameni din același neam unde lucrăm, dar cei care își închid inima, ei rămân în sărăcia, în mizeria, în patimile lor. Dar dorința mea este, frați și surori, ca noi, prin puterea harului lui Dumnezeu, să cucerim teren pentru Hristos. Noi n-am renunțat la acele locuri. Conlucrătorii noștri care lucrează în astfel de sate, venind și văzând alte sate unde lucrarea crește, uneori sunt tentați să-și pună întrebarea, ce greșesc eu, ce nu fac cum trebuie? Și eu n-am știut să le dau alt răspuns decât acesta. Tu să stai la îndemâna lui Dumnezeu. Poate tu pregătești terenul pentru viitor. Avem o lucrare în care adunarea era plină. Mai mult de 100 de oameni veneau. Și au venit unii care au împărțit ajutoare și ori de câte ori sunt și ei creștini, îi adună pe rudarii noștri, le dă pateu, le dă alimente. Și vă spun, nu e mirare că oamenii se duc acolo unde capătă aceste lucruri. Avem însă, avem 4 băieți tineri în satul acela care au decis, noi nu mergem pentru pâine și pește în alt loc, noi stăm lângă Hristos. Pe unul din ei l-am avut la tâmplărie acum și în drum când veneam cu ei spre Dragoslavele, acolo este localitatea aceasta, le-am spus, răbdare băieți, pe voi poate Domnul vă pregătește pentru o mare trezire. Dacă veneau așa mult și voi nu erați crescuți ca să le știți sluji, poate că nu ați fi fost în stare să-i duceți la o viață de biruință. Vreau să vă spun, satul acela este așa iubit de Dumnezeu, că Dumnezeu a trezit un tânăr, un bărbat tânăr din Pitești, din Biserica Elim, care în viața sa a trăit o durere profundă, l-a părăsit soția și a luat și pe singura lui fetiță. Omul acesta, din punct de vedere omenesc, era la pământ, dar a auzit chemarea lui Dumnezeu, a auzit că și el poate să facă ceva pentru cei în nevoie și a vorbit fratelui nostru Marian, pe care unii îl cunoașteți, și a spus, pot să mă duc eu să lucrez în Dragoslavele. Tânărul acela, bărbatul acela tânăr, de mai mult de 2 ani este acolo și slujește pentru lauda lui Hristos. Un român frumos, alb, puternic, ca un trunchi, ca un pom din acela care are rădăcini adânci. Și pentru el plecarea sau faptul că au fost atrași atât de mulți de lucruri vremelnice a fost o durere, dar a stăruit și a rămas. Și vreau să vă spun, Dumnezeu îl folosește. Noi nu avem din partea misiunii o școală biblică unde să avem studenți mulți, dar Dumnezeu a socotit cu cale că merită un român pentru 4-5 tineri care ard și vor să crească.
vreau să vă spun că trupul lui Hristos este ce e mai frumos în lumea aceasta, fiindcă este Domnul care locuiește în inima celor care se deschid pentru El. Al avea pe El împărat este cel mai mare favor în lumea aceasta. Toți slujesc cuiva, toți au un stăpân, unii nu recunosc, dar totuși sunt stăpâniți, fiecare om este supus stăpânirii cuiva. Și vreau să vă spun că este harul cel mai măreț ca să fii slujitor al lui Hristos. Aș vrea să îndemn, dacă cumva este unul care încă nu este hotărât, să se hotărească astăzi. Nu este un stăpân mai bun, nu este un domn mai înțelegător și iubitor decât Domnul nostru Iisus Hristos. Și cei care îi slujiți, vreau să fie ziua aceasta o zi de încurajare pentru noi, ca să slujim cauzei împăratului, să nu întrebăm la numărul celor care putem să le slujim. Chiar dacă poți să fii lumină pentru un singur suflet, merită lucrul acesta. Chiar dacă ești un bun slujitor pentru un singur suflet, și aceasta este văzut de stăpânul și el se bucură de aceasta. Noi am vrea să aducem multă roadă. Noi am vrea ca mulți să fie cei binecuvântați prin viețile noastre. Dar să știți că principiul este acesta: dacă ești credincios în lucru mic, Domnul te va pune peste lucruri mai mari. De aceea curaj, frați și surori, nu depinde de părerea celorlalți ce zic despre tine, ci important este un lucru care aș vrea să subliniez în această dimineață. Dacă oamenii au întrebat cine este acesta, și numai cine nu știe pune întrebarea aceasta, astăzi vreau să subliniez căci este unul care te știe pe tine și bine de tot te știe. Știți ce vreau să vă spun? Te știe mai bine decât te cunoști tu însuți. Amin? Știm numele Lui, al Lui să fie slavă. Este Iisus Domnul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. În dimineața aceasta, când m-am trezit, gândul meu a mers la un cuvânt din Psalmul 139, care aș vrea să citim câteva versete din Psalmul acesta, 139. Este un psalm care ne vorbește adevăruri profunde. Nu voi citi tot psalmul, ci de la versetul 1 la versetul 6. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, de departe îmi pătruns gândul. Știi când umblu și când mă culc, cunoști toate căile mele. Când nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjor pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Versetul 6. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Amin. O știință. Wow! Psalmistul spune, este o știință, și oricât se străduia să înțeleagă, să o învețe, să o cunoască, a capitulat ce a spus, este prea înaltă pentru mine. O știință care este prea înaltă pentru mine, știu de ea și doresc să o înțeleg, dar este atât de înaltă. Care era? Sau ce era lucru care l-a mișcat pe omul acesta atât de profund? Dacă am luat aminte la citire, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. În dimineața aceasta aș vrea să fie o mângâiere pentru noi. Este un cuvânt care ni se potrivește și nouă. Să nu gândim că Dumnezeu doar pe cei care sunt remarcați și scriși în Biblie i-a iubit. Dumnezeu ne iubește pe toți. În dimineața aceasta Dumnezeu îți spune prin psalmul acesta, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști.
era constatarea, era convingerea, era lucrul la care a ajuns să-l înțeleagă, să-l înțeleagă cât de cât acest om al lui Dumnezeu. Tu mă cercetezi. Ce înseamnă lucrul acesta, mă cercetezi? Eu sunt cineva pentru tine. Tu ești cel care ești interesat de mine. Tu ești cel care îți iei timp pentru mine. Este aceasta o bucurie? O, noi ne vedem de multe ori ca o grămadă mare, o masă de oameni. Biblia nu vorbește de mase de oameni, vorbește de mulțimi. Mulțimile sunt individuale. O masă este o contopire. Înaintea lui Dumnezeu noi nu suntem o masă contopită. Noi suntem fiecare în parte o persoană. Și vreau să vă spun, Dumnezeul nostru este atât de măreț încât El ne cercetează, slăvit să fie numele Lui. Faptul că ești astăzi aici este din nou o dovadă, căci Domnul te cercetează. El este acela care te cercetează nu departe din cer, ci de aproape. Este atât de interesat de tine încât vine foarte aproape. Nu știm noi, oare am uitat deja, că Dumnezeu a venit la noi, nu noi ne-am ridicat la El. În persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a venit la noi să ne cerceteze. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să cerceteze Ierusalimul și El a intrat în Ierusalim. El se compară pe sine însuși și spune, ca o găină, acolo în Valea Corbului vecină, are o grămadă mare de gunoi. Și pe grămada aceea mare de gunoi era o cloșcă cu pui. Și vă spun că pui erau așa de fericiți, nu din cauza gunoiului, din cauza căci cloșca era cu ei. Am vrut de multe ori, Ierusalime, să te strâng, adică să te adun la mine, cum își strânge cloșca puii. Dar ceea ce era dureros, nu ai vrut. În ziua aceasta, cuvântul Domnului ne arată căci Dumnezeu ne cunoaște îndeaproape. Dumnezeu ne cercetează, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să spun fiecăruia care astăzi ești aici, El este acela care știe tot despre tine. Și motivul este căci El te-a creat. Spunea fratele Petre Ivan, care a predicat la nuntă despre Gerald Ford, care a fost cel care a conceput, a inventat mașina aceea numită după numele său, și unul a rămas în drum cu astfel de mașină și nu putea constructorul să treacă pe lângă să vadă că mașina care a creat-o el să nu funcționeze. Și când s-a oprit, i-a spus omului, deschide capota, și doar câteva mișcări a făcut și motorul mergea din nou bine. Cine ești, omule, și de ce te-ai oprit? Eu sunt cel care am conceput motorul acesta. Mi-a plăcut așa de mult întâmplarea aceasta. Dumnezeu este cel care ne cercetează, fiindcă El ne-a creat, spune Iov în capitolul 10 cu 8. Mâinile tale m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Tu ești așa cum te-a vrut Dumnezeu. O, vreau să vă spun, de multe ori trebuie să-mi iau timp să spun la oamenii noștri care au o altă culoare a feței decât majoritatea celor din România. Tu ești vrut în felul acesta. Culoarea pielii tale este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat minunat și ești frumos în ochii Săi. Dumnezeu ne-a creat pe toți. Unii gândesc că Dumnezeu probabil și-a luat mai mult timp când a făcut pe român sau pe sas. Dar eu vreau să vă spun, și când a făcut pe african, tot atâta pasiune a investit, tot atâta dragoste. Să știți cum bine, e bine dacă Dumnezeu ne-a creat să ne primim unii pe alții ca făpturi minunate ale Sale. Amin? Este un proces de învățare și aceasta. E frumos să ne primim ca făptură a mâinii Sale. Cu toți purtăm chipul lui Dumnezeu și de aceea vrem să ne respectăm unii pe alții, că aceasta e plăcut lui Dumnezeu. Un alt gând este
căci Dumnezeu te-a cunoscut dinainte. Este scris despre profetul Ieremia, înainte ca să fii tocmit în pântecele maicii tale, te cunoșteam. Nu e doar de Ieremia vorba. Dumnezeu ne-a cunoscut și pe noi. Și psalmistul spune, înainte de a fi fost vreuna din zilele noastre, Dumnezeu le știe pe toate. Tu nu știi când îți vine clipa plecării, dar El știe. Slăvit să fie numele Lui. El știe totul. Glorie numelui Său. Multe sunt versetele care ne arată adevărul acesta. Dar ceea ce mai este un lucru frumos este în Roman 8:29, căci pe aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Dumnezeu care te-a cunoscut înainte ca tu să fii născut în pântecele maicii tale, a luat o hotărâre. Hotărârea Lui este să seamen cu Fiul Său Iisus Hristos, cu acest împărat minunat, prin a cărui prezență s-a strânit întrebarea, cine este acesta? Așa au fost întrebate fetele care făceau ora de copii, cine sunteți voi, a întrebat primarul. Și ele au spus, noi suntem din satul acesta, ce școală aveți voi? Și au spus, avem doar 6-7 clase. Și să facă o meserie. Cine sunt aceștia? Vreau să vă spun, când un bețiv, cum sunt astăzi unii care au fost transformați prin puterea lui Dumnezeu, avem oameni care o viață întreagă au băut și au trăit în stări de robie și astăzi sunt conducători de adunare cu suflet. Unul a cârtit din oamenii noștri și a spus, dar ar trebui și ăștia să spele acolo la toaletă după ce au folosit-o. V-am spus că vă spun tot ca acasă. Unii însă n-au așa ceva acasă. Și fratele acesta, care este păstor de mulți ani și păstorește 2 biserici, care a fost un bețiv care nimeni nu l-a putut scăpa, mi-a zis mie, frate Robert, așa am fost și noi ca ei. Noi nu aveam WC-ul acasă, aveam undeva. Știți, un om care este pătruns de harul lui Dumnezeu are milă cu ceilalți. De aceea, dacă tu ai și altul n-are, fii milos. Dumnezeu este Cel care, dacă ți-a învățat sau ți-a dat părinți care să te educe, El are ca scop ca tu să fii o binecuvântare pentru ceilalți. Amin? Să fii ca Domnul Iisus. Știți ce spunea Domnul Iisus? Eu, Domnul și Învățătorul vostru, în mijlocul vostru, cum sunt? Ca un slujitor. Vrem să semănăm cu El? Toți sunteți chemați la aceasta și eu la fel. Suntem chemați să ne slujim unii altora. Este scopul, dorința Lui. Este chemarea cerească pentru noi. Cel care ne-a cunoscut înainte ne-a chemat la aceasta. Vrem să ne înrolăm? Vrem să facem lucrul acesta? Vrem să semănăm cu Domnul Iisus? Doamne, din toată inima să spunem lucrul acesta, îl dorim. Domnul este Cel care, în dimineața aceasta vreau să-ți spun că El îți cunoaște limitele mai bine decât le știi tu. Despre Petru a fost amintit, căci lui s-a spus, Petre, Petre, Satana a cerut să vă cearnă. Și culmea că Domnul Iisus nu s-a rugat Tatălui, ferește-i de cernere, ci s-a rugat doar atât, păstrează-le credința. Unii oameni s-ar pocăi dacă la pocăiți le-ar merge numai bine. Unii, dacă ar vedea că la pocăiți le merge bine trupește și cu sănătatea, ar veni cu grămada. Dar ceea ce vreau să vă spun, ce este deosebit în poporul lui Dumnezeu, este faptul că ei au credința în Dumnezeu atotputernic. Niciodată Dumnezeu nu-ți dă atâta putere încât să te simți atât de viteaz, să nu-ți fie frică de nimeni și de nimic. Dumnezeu a ales oameni și lucrurile slabe ale lumii acesteia să le facă de rușine pe cele tari. Vă aduc aminte de un om,
un om numit Moise. Eu vă întreb pe dumneavoastră, a fost mare sau a fost mic în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu? Eu cred că toți răspundeți, mare a fost. Dar știți ce spune Biblia? Când l-a întâlnit Dumnezeu pe el, și citim lucrul acesta în Sfânta Scriptură, în Exod 3 cu 11, Moise spune, cine sunt eu să mă duc la Faraon? Cine sunt eu? Oamenii pe care Dumnezeu îi folosește sunt oameni smeriți, ca și David. Dacă vă întreb, a fost mare, veți spune, cu siguranță a fost mare. Știți ce spune el însuși despre sine? 1 Samuel 18, 23. David a spus, sunt om sărac și cu puțină însemnătate. Puteți să citiți, așa scrie, sărac și cu puțină însemnătate. Eu de la mine însumi sunt sărac, eu nu am baze pentru a fi cineva și sunt fără însemnătate. Cât de fără însemnătate? L-au uitat, au avut sărbătoare și pe el nu l-au chemat. Dar Dumnezeu l-a chemat, glorie Domnului, Dumnezeu l-a știut dinainte și Dumnezeu l-a ales dinainte, a vrea să-și glorifice numele prin el. Biblia ne arată și citim, știm despre Ieremia, care spune, sunt un om cu buze necurate, ne-a spus fratele înainte. Isaia era cel care a spus așa. Ieremia spune, eu nu pot să vorbesc, tu mă chem la predică, mă chem să vorbesc poporului, eu sunt doar un copil. Gideon la fel și alții și alții la fel. O, vreau să vă spun, oamenii aceștia, ei au fost cunoscuți de Dumnezeu, Dumnezeu le știa limitele, Dumnezeu le știa posibilitățile, Dumnezeu însă nu i-a ales fiindcă au fost mai deosebiți, ci fiindcă el așa a vrut să-și proslăvească numele. Dacă tu ești ales și ești în casa lui Dumnezeu, nu ești ales pentru ceea ce tu ești, nu pentru bazele, nu pentru talentele tale naturale te-a ales, te-a ales prin har. De aceea mulțumește lui pentru lucrul acesta, dă-i glorie celui care o merită. Dacă poți să faci ceva bun, te întreb, o ai de la tine sau ai căpătat-o? Dacă poți să faci ceva bun, este prin faptul că ai căpătat darul acesta din partea lui Dumnezeu. De aceea să-i dăm totdeauna cinstea Domnului căruia îi se cuvine. Ceea ce vreau să vă spun este, Petru, el nu s-a cunoscut pe sine și el a spus, Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu nici de cum. Și Domnul Iisus, care știa limitele, a spus în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, nu odată, de 3 ori te vei lepăda. Eu vă întreb, a știut exact Domnul Iisus? O, dacă ți-ar spune Domnul Iisus ție în felul acesta, ți-ar spune ceva ce pentru tine tu zici, eu sunt expert în lucrul acesta, aici eu nu voi greși. O, vreau să vă spun, e bine să luăm aminte la cuvintele Domnului. Noi din noi înșine suntem slabi și neputincioși. Să nu ne mândrim cu ceea ce gândim că avem, cu ceea ce ni se pare că știm să facem, ci să ne punem toată încrederea în Domnul și să spunem, fără tine, eu nu pot nimic, eu nu sunt nimic. Sunteți de acord cu mine să spuneți, așa este, Doamne, chiar dacă ne pare greu, să știți că la Petru s-a împlinit întru tocmai și din cauza că a văzut că e unul care îl cunoaște mai bine decât se cunoaște el pe sine însuși, el n-a fugit dinaintea Domnului, ci el a plâns și a plâns căderea și Domnul s-a îndurat de el. El avea să învețe foarte mult din aceasta. Ceea ce vreau să vă mai spun, nouă nu ne plac limitele. Ne-ar place să fim puternici, să nu fim îngrădiți de anumite lucruri, să putem măcar cât poate altul. Și de aici vine de multe ori invidia. Omul însă care știe că Domnul este cel care a pus limitele, este un om care poate să mulțumească pentru ce a primit. Sunt unii care vor tot mai mult, vor altceva decât ce au primit. Dar dacă tu mulțumești pentru ce ai primit,
atunci tu ești un om bogat. Un rabin evreu spunea mereu, Dumnezeu îmi dă tot ce-mi trebuie. Și elevii lui au râs de el și au spus, auzi, rabine, dar tu ești așa de sărac. De ce spui tu că Dumnezeu îți dă tot ce-ți trebuie? Că tu sărac ești și duci lipsă. Și el a spus, slăvit să fie Domnul, că mie sărăcie mi-a trebuit și Domnul mi-a dat-o. Poate veți spune, nebun, dar nebunie este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta, e nebunie. E nebunie să vină un tâmplar bătrân, pensionar din Germania și să slujească în satele noastre. Poate Dumnezeu îi trimite să ne mai miște pe noi. Dacă ei au dragoste și fac, noi ce facem, frați și surori? Am spus o paranteză numai, haideți să fim deschiși, oriunde ne vrea Domnul să fim la dispoziția Lui. Nu uitați un lucru, este scris în 1 Corinteni, capitolul 12 cu 18. Acum Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Vreau să vă spun, în lucrarea lui Dumnezeu, și cred că și frații care conduc lucrarea aici ar prefera ca darul de predică poate să-l aibă altul, sau darul de cântare să-l aibă altul, că uneori cei care predică nu au totdeauna și un caracter foarte nobil. Nu spun despre adunarea dumneavoastră, dar spun despre ceea ce trăiesc în lucrarea între țiganii noștri. Uneori noi am mai schimbat câte ceva, îmi spune, mă, ăsta e bun de caracter, de cuvânt, să aibă și darul să cânte, să aibă și darul să vestească cuvântul, dar Domnul nu ne întreabă. Și noi am învățat un lucru. Este bine să folosim. Să folosim, nu să folosim ca pe unealtă. E bine să îngăduim fiecăruia să lucreze în darul pe care l-a primit. Este vreunul fără dar în adunarea lui Hristos? Nici de cum, toți au primit. N-au primit toți același dar. Și darul nu și l-au ales, ci darul a fost dat de Dumnezeu. Dacă spun dar, nu spun de înzestrările naturale care, cum spun nemții, ne-a fost pus în leagăn deja de Dumnezeu. Mă refer la lucrurile pe care Dumnezeu le dă ca să-și proslăvească numele. Mă refer la darurile Duhului Sfânt, care nu sunt manipulate de oameni, ci sunt dăruite de Dumnezeu. Vreau să vă spun, am trăit lucrul acesta și când merg în adunările romilor noștri, stau și savurez predicile lor simple. Oamenii aceștia nu pot să facă o predică teologică cu punct 1, 2, 3. Nici eu nu le prea am cu astea, dar vreau să vă spun, scumpii mei, când simți ungerea Duhului, când vezi lacrimile lor fierbinți, mi-a spus Marianne, unul din băieții lui, și nu numai îl pomeni mult pe el, că vine de aici din zonă și a fost acolo acum proaspăt, dar spune Robert, savurez, e ungerea Duhului, întors de curând la credință, un om depresiv pe care Marianne l-a dus la un doctor credincios din Pitești ca să-l trateze, pe când astăzi, sub ungerea Duhului Sfânt, stăm și savurăm. Darul nu e de la noi, nu e strădania lucrătorilor noștri de acolo, a fost dăruit de Dumnezeu. Tu ai poate alt dar, ca tâmplarul nostru, care vine să slujească practic, să dovedească dragoste. Poate ai darul să ridici pe cel căzut, pe cel bolnav să-l întărești. Folosește darul, frate și soră. Răsplătirea nu e aici, nu e lauda oamenilor, nu e respectul oamenilor, ci împăratul este cel care decide. Aleluia! El este acela care știe cât să îngăduie ispita peste tine. El este cel care ține mâna peste tine, te înconjoară din toate părțile. Și Biblia ne spune, nici una din încercările care le îngăduie nu trece peste puterea ta. Amin? Dacă așa stau lucrurile, merită să spunem, Iisuse, împăratul meu. Dacă atunci am citit și mă doare, în tot Ierusalimul acela, citeam în dimineața aceasta, v-am spus că nu m-am pregătit în sensul acesta cu sărbătoarea intrării Domnului Iisus, dar citeam, căci Domnul Iisus era seară și El a plecat din Ierusalim, s-a dus în Betania, fiindcă în Ierusalim n-a fost nimeni să-i spună, Iisuse, am o cameră, rămâi la mine cu ucenicii tăi.
Bucureștiului, era capitala țării, erau multe camere goale, erau mulți care ar fi putut să-l invite, dar n-a fost nimeni gata. Iisus a plecat la prietenii săi, a plecat din Ierusalim. În această zi am fost provocat de cuvântul pe care fratele nostru Orodincă l-a citit. În prezența slavei, în conștiința că Dumnezeu mă are în vedere pe mine, în faptul acesta că Dumnezeu m-a curățit prin cărbunele de pe altar, care la noi nu e un cărbune, ci e sângele lui Hristos, la întrebarea lui Dumnezeu, cine va merge pentru noi adunare de aici, din Târgoviște? Vrem tot să fie pusă cetatea Târgoviște în mișcare, dar întreabă Domnul astăzi, cine va merge pentru noi? Cine se va pune la dispoziție? Cine va fi gata să slujească cauzei noastre? Care va pune cauza personală deoparte și va pune cauza împărăției lui Dumnezeu înainte? Ferice de noi, dacă va răsuna ca într-un cor puternic, iată-mă, Doamne, trimite-mă! Vreau să închei, mi-a spus Emiluț, nepotul nostru, când am mai predicat la voi, unchiule, ai fost cel mai lung din toți. Probabil că am reușit performanța asta și astăzi, dar vreau să închei și vreau să vă spun, împăratul acesta mare într-o zi și-a ridicat ochii spre tatăl său și a spus: te laud, Tată, fiindcă ai ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți ai viacului acestuia și le-ai descoperit pruncilor aceștia. Ce știe un prunc să facă? Nimic decât să plângă, decât să facă de lucru la mama și tata. Așa e și la Târgoviște ca la noi. Norbert de-abia așteaptă să vină vremea și pentru ei ca să aibă un prunc. E un har un prunc, dar aduce de lucru. Iisus spune: tu mi-ai dat pruncii, tu mi-ai dat pe cei neajutorați, te laud, Tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. Aș vrea să avem inima destul de smerită astăzi să spunem: eu sunt doar un prunc, Doamne, sunt un neajutorat, Doamne, dacă nu tu lucrezi, eu nu pot face nimic. Domnul va vedea această atitudine a ta și la urmă Domnul Iisus strigă și spune: veniți, veniți la mine, toți! Veniți la mine toți! Și specific acolo: trudiților, împovăraților, veniți la mine. O, de ce? Să vă slugăresc? Nu, să vă dau odihnă. Mai întâi Domnul ne dă odihnă. Noi nu trebuie să mergem în puterea noastră și de aceea în săptămâna care ne stă înainte să nu vă fie frică de sarcinile care vă revin. Nouă nu ne spune ca la Gideon: du-te în puterea ta, du-te în puterea care o ai. Domnul avea în vedere să-i dea putere, să-l facă puternic. Dar Domnul Iisus nouă ne-a spus: voi veți primi puterea Duhului Sfânt și veți fi martorii mei. Nu vă duceți, nu vă duceți nici de cum, așteptați până când veți fi umpluți. Ai fost umplut, frate și soră? Ce faci cu puterea aceasta? Miști ceva în jurul tău? Stârnești ceva în jurul tău? Unde e un credincios adevărat, să știți că stârnește ceva în jurul lui. Stârnește, și Biblia ne spune că de multe ori ura vine mai întâi. Și o parte trebuie să treci prin ura. Avem un frate scump, tot un frate român, care Dumnezeu i-a pus pe inimă să lucreze pentru romii noștri din nordul țării, în comuna unde sunt țiganii aceia. Îi mâncau, îi mușcau șobolanii pe copii în bordeele lor. Și am hotărât să facem acolo o construcție, o posibilitate ca ei să locuiască cât de cât omenește. Și când fratele acesta a început să construiască acolo, unii au venit cu furcile să-l omoare. Din ce cauză faceți bine? Din ce cauză? Frate și soră, vor fi multe lucruri care le vor spune alții despre tine, fiindcă faci ceva în numele lui Hristos. Dar nu băga în seamă vocile de afară. Uită-te totdeauna la împăratul. Dacă lui place, fă în continuare. Chiar la unul și la altul nu-i place. Veniți la mine! Aceasta e chemare. Nu voi m-ați ales, eu v-am ales pe voi. V-am rânduit să mergeți
Și ce să face? Să aduceți roadă, multă roadă, să dea Domnul multă roadă. Aici în Târgoviște, mă bucur de ce a spus fratele, de adolescenții voștri, ce har măreți, tineri să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Asta e minunea pentru cei bătrâni din spital, poate au uitat să vină fiul sau fiica, poate nici nu-i bagă în seamă și vin unii din slujitorii lui Hristos și încă unii care poate au emoții când vorbesc de credință. Să știți că va mișca ceva în inimile celor ce aud. Suntem chemați să mișcăm Târgoviștea, să mișcăm România. Doamne, iată-ne, pe cine să trimit, întreabă Domnul, și noi răspundem din inimă: iată-mă, Doamne, trimite-mă. Amin.